Bună ziua, dragii mei, sunt Tarotela cu o altă etalare pentru cei cu Soare, Lună, Venus, Ascendent, Nodul Nord în balanță. Etalare pentru jumătatea lui august până în septembrie, când o vrea Dumnezeu să se manifeste, poate chiar și mai încolo. Eu am încadrat-o oarecum într-un timp mai relaxant. Am pregătit deja, au venit unele mesaje, vi le prezint și apoi vom face despre cuplu, singur și scurte mesaje pentru voi și alte zodii, în relație cu alte zodii. În primul și în primul rând, cel mai important este că din partea îngerilor ați primit un mesaj, zic eu, destul de important. Practicați compasiunea. Și interesant este că la capătul setului de cărți aveți, cereți ajutorul. Aveți numărul 14 care se mai regăsește și aici printr-o cădere. Unii poate aveți o cădere emoțională, nervoasă, o îndepărtare de ceva. Vă îndepărtați de ceva. Și această îndepărtare, evident, poate să prevadă o trezire, să anunțe o trezire. Este o separare emoțională. Deocamdată încă nu mă duc pe acel mesaj. Haideți să vedem acest mesaj. Practicați compasiunea. Încercați să vedeți lucrurile dintr-o perspectivă nouă, eventual din perspectiva celuilalt. Lăsați lumina să vă ghideze, da? Lăsați ca acele mesaje, aveți un mesager, acele mesaje pe care le primiți să fie, sau vedeți-le de fapt. Uite, interesant că tocmai acum a venit o rază de lumină, da? Tocmai în timp ce vorbeam și aici la fel. Vedeți lumina din fiecare mesaj. E ca și când s-ar pune un spot de lumină, vedeți? Un spot de lumină pe acest mesager. Evident, frumos ar fi să vă conectați și la natură, la animale, la păsări și să vedeți în ele anumite semnale, dar până acolo, în primul și în primul rând, comunicați într-un alt fel, mai blând, mai empatic și spun așa pentru că multe balanțe, nu toate, dar unele balanțe, chiar dacă sunteți guvernați de Venus, aveți acel Marte în casa a șaptea relațiilor. Și unii aveți tendința să fiți mai puțin în armonie. De fapt, balanțele, destul de greu își găsesc armonia, fără suferare. Asta e adevărul. Decât cei care lucrează foarte mult cu ei. Practicați compasiunea. Practicați compasiunea față de cei din jurul vostru, față de cei care v-au trădat, v-au rănit și încercați să practicați compasiunea și față de voi, ca să nu proiectați în viitor ceea ce vi s-a proiectat, ceea ce ați experimentat până acum. Și este un lucru destul de greu de făcut, din acest motiv se zice, sau apare, cereți ajutorul. Aveți nevoie de o consiliere. Mulți dintre voi aveți nevoie de o consiliere în acest sens. Să învățați să vă deschideți, să învățați să fiți mai empatici. Și repet, nu toată lumea este așa. Chiar dacă sunteți cu soare în balanță, este un soare în semn de aer, destul de rece. Venus în acest semn manifestă alte calități decât în alte semne. Și sunteți chemați, probabil că ați trecut printr-un stres mental, ceva s-a întâmplat, sunteți chemați să vă odihniți, să vă relaxați. Este esențial ca să vă adunați energiile și să puteți să vedeți lucrurile, cum am zis mai devreme, într-o altă perspectivă. Este o chestiune care ține de limbaj. Vorbiți limbajul dragostei, dar, repet, limbajul dragostei nu este una și aceeași cu exprimarea pasiunii într-un mod fizic. Este ceva total diferit pentru cei mai tineri care vor să înțeleagă, da? O situație care a încetinit, ați experimentat ceva. O relație cu cineva care a încetinit din niște motive, tocmai ca să vedeți că puteți să vă dezvoltați. Probabil unii sunteți cu flacăra geamănă în contact, unii, nu toată lumea. Așa, ideea este că această situație a încetinit tocmai ca să vă regăsiți puterea să vă transformați. Și, în primul rând, să transformați felul în care comunicați, unii dintre voi, da? Am zis limbajul dragostei, vorbiți limbajul dragostei, arătați focul, dar nu, repet, nu vorbesc doar de foc fizic, de nevoile fizice, vorbesc de mult mai mult, mai ales pentru cei tineri care încă nu știți. Și, repet, practicați compasiunea și față de cei din jurul vostru și față de voi. Și, repet, nu este ușor,
Nu este ușor pentru unii care în natura lor s-au învățat să fie într-un anume fel, așa au fost educați, și atunci cereți ajutorul cuiva. Aveți numărul 14? Numă? Interesant. 14 și 15, da? Deci este o evoluție. În momentul în care cereți ajutorul și vă lăsați consiliați, reușiți să puneți în practicați compasiunea. Reușiți să vă lucrați un pic personalitatea într-o direcție frumoasă, care ține de armonie, de echilibru, de Venus, dar nu de Marte, care se regăsește în relațiile voastre, de orice natură ar fi. Din seria celorlalte mesaje a venit tot 14, da? Deci se repetă acest număr. A venit falling, căderea. Căderea în acest moment o simt ca pe o cădere, o ieșire sau eliberare dintr-o situație. Dar eu simt mai degrabă că este o îndepărtare emoțională de o situație și acea îndepărtare vă pregătește pentru a vă implica într-o altă situație. Da? Deci dacă cereți ajutorul în acest moment de cădere, veți reuși să creșteți cu compasiune față de ceilalți și față de voi, da? Tocmai pentru că e o cădere, vi se zice să vă relaxați, lăsați-vă un pic în voia lui Dumnezeu și într-un ritm mai relaxant, lucrați cu ce am spus mai devreme, da? Cu acea personalitate a voastră care trebuie elaborată a unora dintre voi, evident, nu a tuturor, depinde și ce ascendent aveți, dacă aveți planete în semnul de apă sau ascendent pe acolo, sunteți mai blânzi, dacă nu, dacă aveți marcaj în semne de aer, în alte semne de aer sau în foc sau în pământ, s-ar putea să fiți mai duri unii dintre voi, da? Variază, e un mesaj general, integrați-l, pentru că l-ați auzit deja, trebuie să înseamnă că a trebuit să-l auziți și să-l integrați undeva. Voi știți unde vreți să-l integrați. Deci această cădere. Foarte posibil, unii dintre voi simțiți că cineva s-a îndepărtat de voi. Aha, interesant mesajul. Simțiți că s-a îndepărtat cineva de voi. Dacă a fost cândva multă pasiune, ați simțit că personajul respectiv a avut mult foc, posibil și voi, în acest moment ceva s-a răcit. Ceva s-a răcit pentru că cineva este foarte dezamăgit. 5 de cupe. 5 de cupe arată lacrimi într-o legătură profund emoțională pe care ați avut-o cu cineva. Și asta pentru că lucrurile s-au dezvoltat foarte, foarte încet. Cavalerul de monede. Posibil unul a avut nevoie de stabilitate și celălalt n-a oferit această stabilitate. Posibil unul și-a dorit colaborarea și celălalt a preferat să colaboreze eventual cu altcineva. O să revin la aceste cărți imediat. Însă, haideți să vorbim de acest foc și gheață. 37, să vă spună ceva. 37 înseamnă 10, înseamnă 1. Dacă în această situație, în această cădere, în această detașare emoțională, ceva s-a răcit în voi sau în ei, este o oportunitate de a începe altceva. Dacă într-o relație veche v-ați răcit de acel personaj, situația este evident karmică, trebuie să aveți compasiune și față de ei și față de voi, să cereți ajutorul eventual, dacă vreți să continuați cu ei, să vă recâștigați pasiunea, dacă vreți să continuați în altă parte să exprimați limbajul dragostei despre care am vorbit, să exprimați în următoarea relație mai multă pasiune ca să nu ajungeți la această situație de gheață. Foarte posibil pentru unii dintre voi, într-un cuplu, unul a fost mai pasional, altul a fost mai glacial. Și știm că balanțele pot fi glaciale. No comment. Știm că unele balanțe pot fi glaciale. Ați avut de-a face cu o energie feminină foarte puternică, Shakti. Probabil acest foc care este în fața gheții. Dar interesant ce este, da? Gheața ține de apă, de emoții, da? Dar gheața, în condițiile unui aer, că voi sunteți semn de aer foarte scăzut ca și temperatură, da? Ambientul e scăzut ca temperatură, apa devine gheață. Dacă relația, omul respectiv, persoana respectivă, cândva ar fi sperat, s-ar fi exprimat
cu pasiunea pe care o are, cineva are multă pasiune, este o persoană extrem de creativă și spirituală, este Shakti. O să pun un link eventual pe Facebook să înțelegeți mai mult despre Shakti. Are potențial imens în multe direcții. Ce aveți? Interesant, 19, 9 și cu 1, 10, tot un început. Ați fi putut să începeți ceva deosebit cu acest personaj. Dar nu s-a lăsat mani, nu s-a, nu v-ați merging. Nu ați fuzionat unul cu celălalt. Și acum revin la conceptul ăsta, că acum îmi vine, da? Mesajul, da? Unii dintre voi ați fost glaciali și ați răcit aceste emoții până când s-a ajuns la un iceberg între voi și cineva. Voi știți cine e acest personaj. Dacă ridicați un pic temperatura, dacă manifestați compasiune, dacă manifestați, ce, vorbiți limbajul dragostei, da? Arătați un pic din acest foc și, repet, nu vorbesc de pasiune fizică, vorbesc de foc spiritual, intelectual, da? Vorbesc de scânteie, de inspirație, de tot ce înseamnă natura superioară a acestui foc, da? Pasiune. Dacă manifestați acest lucru, icebergul, gheața, se poate topi. A voastră sau a altcuiva se poate topi și puteți fuziona și puteți manifesta acest șahti, această energie superbă, feminină. Șahti este energie feminină. Dar pentru asta trebuie să contemplați un pic. Să vă luați timp de 69. 69 vorbește despre yin și yang, despre echilibru celor două forțe. Și voi sunteți balanță și trebuie să învățați să echilibrați. Și aici este lecția voastră, că majoritatea nu puteți. Eventual trebuie să învățați să manifestați mai întâi lucruri simple în acest nou început, că este un 1, da? 3 și 7, da? La ambele. 1. Vă marchează acest început după această cădere. Aici apare 14. 14 este 5, înseamnă schimbare, schimbare prin creativitate. Avem casa leului, casa 5 a creativității. Avem și ego, avem și conflicte. Aici este conflictul cu care trebuie să lucrați și pe care trebuie să-l înțelegeți în momentul în care cereți o consiliere, ajutorul cuiva. Contemplați la lucrurile simple care pot fi manifestate în faza de început, da? Lucruri simple care vă ajută să echilibrați. Am vorbit de 69, 6 și 9, echilibru, yin și yang. Eu așa-l văd, yin și yang, tai chi chiu. În acest moment de contemplare, pentru că sunteți legați de cineva, aveți o legătură spirituală cu cineva care vă echilibrează și trebuie să echilibrați bărbatul de pe pământ cu femeia din cer. Și iar aveți iar un soi de mare preoteasă, knowing without knowing. Știți fără să știți că există acest personaj în viața voastră, chiar dacă situația s-a răcit între voi sau nu s-a manifestat în deplinătatea potențialelor. Posibil, bărbatul în acest context este, nu contează zodia, bărbatul este mai pământean și, dragii mei, pământean poate să însemne foarte multe, dar, ca orice înțeles, femeia este mai idealistă, mai spiritual, mai evoluată, da? Femeia sau energia feminină. Dacă bărbatul manifestă energia feminină, atunci este așa. Dacă manifestă bărbatul energia masculină, că de fapt asta este mai pământean, dar repet, pământean poate să fie protector, poate să fie echilibrat, dar pământean poate să fie foarte concentrat pe materialism, da? Extrem de materialist. Încercați să nu fiți așa și contemplați la acest echilibru yin și yang și cum manifestați la început mai simplu în lucrurile simple, ca apoi să se genereze acest foc creator, să se manifeste această energie feminină. Energia feminină este cea care conduce în această situație, vă conduce către o ridicare după cădere. Din seria celorlalte cărți a apărut Cavalerul de Monede. Că sunteți într-o legătură, vă dau mai multe mesaje, într-o legătură pe care o aveți din copilărie, de ceva timp, da? Din cartier, din, nu știu, din ce, din zona voastră, o legătură confortabilă a fost cândva, da?
Foarte posibil pentru unii dintre voi, această legătură s-a construit foarte greu. Adică în ce sens? Se dezvoltă foarte greu. E un 3 de monede și un cavaler de monede. Deci nu ajungeți la 4 la stabilitate. Cavalerul vine cu a 4-a monedă. Da? 4 de monede înseamnă tradiții, stabilitate. Nu reușiți să ieșiți din 3 ca să mergeți către 4, către stabilitate. Și din acest motiv, cel puțin unul dintre voi ajunge la lacrimi, ajunge la regrete. Da? Și stă și se uită în trecut, când de fapt are un potențial. Am vorbit de potențial într-o altă direcție, cu alt suflet. Da? Focul și gheața. Aveți un foc care este creator aici. Energie feminină. Un personaj care vă inspiră. Dar trebuie să vă întoarceți privirea din trecut și să vă uitați în prezent, eventual să manifestați în prezent, să vină în viitor. În acest moment, unii dintre voi, balanțe, sunteți foarte defensivi, pentru că ați încercat să o faceți o ofertă cuiva, posibil semn de pământ, și ați ieșit oarecum, o să vă dau două mesaje, ați ieșit dezamăgiți. Și acum trebuie să vă vindecați. Dar, dragii mei, în acest proces de vindecare apare cineva care vă inspiră, dar nu știu de ce îi blocați. Nu știu de ce vă îi blocați. Probabil acest foc este prea mare pentru capacitatea voastră. Da? V-ați obișnuit cu, am zis, energia aceea rece, pământeană. Este un foc care vine din aer, da? Femeia din cer. Este un foc care inspiră. Eventual, unii dintre voi nu știți cum să manifestați acest soarele este energie masculină. Unii bărbați, cum am zis mai devreme, prea materialiști, prea fixați în anumite idei, preconcepții, probabil preluate din familie, din societate, nu știți cum să manifestați acel foc masculin superior. Vă mai dau o altă variantă. Este foarte posibil în relația voastră, care se dezvoltă destul de greu, da, cavalerul de monede, posibil cu un semn de pământ, să apară în preajma voastră o a treia persoană care vă inspiră, repet, la creativitate. Vă arată, de fapt, ce trebuie să creați voi într-o relație, da? Aici este potențialul vostru. Sau voi cum ați putea să fiți împreună cu acest personaj. Voi doi puteți să creați artă, să puteți crea ceva deosebit. Nu să stați la același nivel, da? Și să vă uitați. Posibil, dacă a intervenit într-un fel sau altul, subtil, poate nici măcar practic, este doar repet, un personaj care vă inspiră, nu neapărat ați avut ceva de a face cu acest personaj, într-un fel sau altul a apărut niște dezamăgiri. Ori ei au sperat că pot colabora cu voi, pentru că vă simt foarte profund, aveți o legătură telepatică, vă recunoaște sufletele într-un fel special dintr-o altă viață și au sperat că se poate construi ceva cu voi, dar probabil că n-au știut unii dintre ei că mai există o a treia persoană, că voi sunteți într-un cuplu, într-o construcție. Ei, au apărut lacrimile și dezamăgirile. Și uite așa, unul devine, pentru că situația este dezechilibrată, unul devine defensiv și altul încearcă să ofere ceva, acea inspirație, și are de-a face cu lacrimi, rămâne cu lacrimi, posibil a treia persoană este în lacrimi, da? În dezamăgiri. Însă, acest personaj, îmi pare rău, este de vibrație bună. Există un personaj de vibrație foarte bună pe care voi îl blocați. Acest trăznet, da, îl simt în acest moment ca fiind acest personaj. Temperanța este un ghid spiritual cu un soare, posibil marcat de leu sau de săgetător, marcat cu planete acolo, da? Dar voi blocați această inspirație. Nu știu de ce o blocați. Nu știu de ce o blocați. Vă este teamă de niște emoții, vă este teamă să vă conectați la intuiție. Evident, poate să fie cineva cu marcaj, că aveți două cărți de apă, aveți în preajmă pe cineva, nu neapărat în relația în care sunteți, repet, undeva în aura voastră energetică, spirituală, un personaj cu marcaj de apă, marcaj, da? Sensibil, emoțional, creativ, intuitiv, care lucrează cu energiile, care analizează fricile, lucrează cu luna, un personaj spiritual, am zis.
și care într-un fel sau altul vă consumă și într-un fel sau altul vă inspiră să vă vindecați niște relații din trecut care nu au fost tocmai benefice vouă, nu v-au adus creștere, v-au adus consum energetic. Asta este un mesaj pentru unii dintre voi. Acum, este treaba voastră cum vă integrați aceste mesaje pe care eu vi le aduc. Că dacă sunteți aici, e clar că trebuie să le ascultați. Balanțelor, balanțelor. Și nu vă supărați când zic că nu sunteți chiar echilibrați. Marte, în... Mura, oprește-te, te rog frumos, oprește-te. Scuzați-mă. Mura, oprește-te. Așa. Pentru că așa este. Balanța e tot timpul. Ori sus, ori jos. Ori sus, ori jos. Și aici trebuie să înveți. Aici este lecția multora. O lecție spirituală. De a fi în echilibru. Destul de greu. Destul de greu. Trebuie să vă centrați. Hai să vedem. Văd îndrăgostiții. Un moment de alegere în dragoste. Un moment foarte important. Că e dragoste, că e colaborare, dar eu simt mai degrabă că e vorba de dragoste. Vă îndepărtați o cădere care va aduce o creștere. Vă îndepărtați de cineva ca să vă apropiați de altcineva. Că așa se întâmplă. Și nu mai plângeți când vă separați de cineva. Ia uite, dezamăgire. Ba bucurie, ba lacrimi, ba dezamăgire. Ați sperat și nu s-a întâmplat, probabil, cea ia uite, regele de spade. Cineva este mai glacial. Ia uite, într-o relație foarte profundă, karmică. Hai să vedem. Deci, să începem. Balanță, cuplu, da? Hai să vedem. De trei ori. Așează-te odată. De două ori. Asta vrea să iasă. Of. De trei ori. Ok. Da, vă cunoașteți de mult timp. 6 de cupe. Vă cunoașteți, oprește-te, Mura. Vă cunoașteți de mult timp. Dar simțiți nevoia să vă îndepărtați. Să vă îndepărtați de această relație care va... Simțiți că ați fost manipulați. Simțiți că ați fost manipulați. Ați sperat cândva la fericire, da? Ați sperat la o fericire împreună, dar s-au ajuns la dezamăgiri. Și acum este iar o răceală glacială, eremitul, dar această răceală se manifestă ca nevoia... Duceți-vă și cereți ajutorul, da? Trebuie să învățați să vedeți lumina în această lecție spirituală, dacă vreți să o renașteți. Posibil vreți să renașteți lângă cineva. Unii dintre voi s-ar putea să vă doriți să renașteți într-o altă direcție, lângă cineva care vă aduce multe emoții, o persoană independentă, dar care acum, cum a zis mai devreme, e destul de sub. Oh, regele și regina de cupe! Puh, simțiți că poate fi perechea voastră? Nu-i musai să fie semn de apă, dar cu marcaj. Însă acest personaj s-a îndepărtat de voi. S-a îndepărtat de voi. 8 de cupe. Și merge către soare, către creșterea spirituală. Și apar acum doi cavaleri, de spade și de băte. Dacă voi veniți doar cu pasiune, s-ar putea să vă primească defensiv. V-am spus ca să știți. Da, deci după judecată. Vreți să mergeți către cineva care vă hrănește emoțional după această situație neplăcută? Acum, cărțile sunt 2 de bâte, 4 de spade, asul de monede. Vreți într-adevăr un nou început care va aduce stabilitate. Dar după cum am văzut cărțile la capătul setului de cărți, foarte posibil acest nou început să-l luați, să-l căutați într-o altă direcție. Aveți pe cineva semnul berbecului, leului sau al săgetătorului, semn de foc, semn de aer, semn de pământ. Că vă place vouă. Și mai e și semn de apă la capătul setului de cărți.
Asta ca asta. În primul rând, central, voi sunteți într-un moment în care nu prea comunicați, pentru că aveți nevoie de echilibru mental, cum am zis mai devreme. Căutați ajutorul, cereți ajutorul. Și aici cereți ajutor, a apărut temperanța de mai multe ori, îngerilor, oamenilor cu experiență, într-o direcție spirituală, într-o direcție în care vă găsiți echilibru mental. Pentru că dacă rămâneți în această zonă materială, nu o să vă găsiți echilibru mental. Au fost niște dezamăgiri, a fost acest 3 de spade despre care am vorbit. Vi l-am și arătat, da? Unde ești? A fost un 3 de spade, da? Stați și vă gândiți la acest 3 de spade. Că este cu persoana la care visați, că este cu persoana cu care sunteți, poate să fie în ambele direcții acest 3 de spade. Voi stați și meditați și vă gândiți. De ce se întâmplă? Și e bine dacă vă gândiți, pentru că, dar căutați-vă inspirația undeva, pentru că altfel dacă stați doar în gândurile voastre, nu o să găsiți inspirație, da? Și nici direcție. Căutați inspirația, da, care să vă aducă mai aproape de sabia dreptății, care să vă aducă echilibru. În acest moment trebuie să alegeți într-o relație în care stagnați și o relație în care puteți avea victorie, în care puteți crește, în care puteți deveni preîmpărăței, da? În care vă găsiți stabilitatea, în care puteți să creați casă, curte. Dar, repet, nu abordați această viziune de stabilitate doar din perspectivă pur terestră, pământeană. Abundența poate să vină pe multe căi și, în mod special, abundența adevărată vine în relațiile în care cei doi se iubesc, se simt, comunică, nu doar muncesc, se suportă, fac compromisuri. Aceea este doar un contract. Dacă vreți contract, rămâneți în contract. Dacă vreți abundența adevărată, gata, mura, oprește-te. Dacă vreți abundența adevărată, lucrați-vă relațiile, da? Și cereți ajutorul. Că acest as de monede se va manifesta în această relație, în acest cuplu, bine. Dacă nu, se poate manifesta într-o altă direcție. Însă, în acest moment, trebuie să meditați, nu prea vorbiți, vă faceți planuri cum să manifestați eventual, cui să-i oferiți acest as de monede în cazul în care luați decizia să-l oferiți altcuiva. Astea sunt mesaje foarte scurte. Vedeți cum le integrați. Acum. Este cam friguț astăzi, apropo de ce vorbeam. Glacial și foc. Până acum a fost foc, acum este cam rece pentru perioada aceasta. Ok. Balanțe singurei. Singurici. Temperanță, drăguț. Dar am văzut și 3 de spade, ia uite. Și voi sunteți dezamăgiți, trebuie să învățați să vă vindecați, să vă temperați de 3 ori odată. De 2 ori. De 3 ori așează-te. La capătul setului de cărți, valetul de cupe. Iar încercați să faceți niște planuri. Cum să oferiți cuiva, eventual, o comunicare, o împăcare, ceva. Ceva din suflet. Apropo, dacă învățați să practicați compasiunea, să vă vedeți într-o nouă lumină, pentru că până acum a fost tăcere între voi. A fost o lecție spirituală. Unul dintre voi a mers către ce a fost mai atractiv, nu mai profund emoțional. Dar trebuie să încheiați acest capitol. Dacă unii dintre voi, chiar dacă sunteți singuri acum, ați fost într-o legătură tradițională sau într-o legătură de lungă durată, v-ați blocat oarecum, ați devenit... Ați întâmpinat multe greutăți și suferință în acea relație. Trebuie să încheiați acest capitol și să vă manifestați încredere și înțelepciune în a vă plănui viața sau următoarea relație într-o direcție mult mai emoțională. Este o lecție spirituală. Simțiți față de cineva multă pasiune și totuși nu o exprimați. Simțiți pasiune,
în acest nou capitol, în această nouă direcție. Simțiți pasiune, dar nu o exprimați, pentru că aveți nevoie să o înțelegeți. Și e bine, dar măcar să înțelegeți o parte, da? Din această lecție, din această întâlnire. Interesant! Ia uite, foc și gheață. Foc și gheață aveți și aici. Dacă ați ascultat, integrați, încercați să echilibrați aceste energii, să echilibrați temperatura. Avem un 2, echilibrați-vă un pic. Dar nu doar echilibrați-vă, plănuiți-vă conform focului interior, nu conform standardelor societății, a tradițiilor prin care, eu știu, ați fost educați sau netradiții. Că poate unii nici n-ați fost educați în acest spirit. Variază, evident. Plănuiți-vă viața către relații care vă aduc victorie, repet, dar victorie care vine din suflet, autentică, care vă aduc și vă umplu sufletul și nu vă îndepărtează de natura voastră, de esența voastră, că toți avem suflet, spirit, da? Nu suntem doar corp. Cele trei cărți aveți: Temperanța, Luna și 7 de cupe, multe emoții, marcaj iar pe semn de apă, pe case de apă, marcaj pe casa a patra, marcaj pe... casa a 12-a și a 8-a. În cazul în care faceți această ofertă, reușiți să transformați aceste vise, să mergeți către 8, transformare, dar nu prin detașare, vă detașați de toate celelalte opțiuni, care în general sunt goale, vi se pare vouă că sunt pline, dar înăuntru sunt goale. În momentul în care faceți voi această ofertă, reușiți să transformați povestea și să manifestați ce? 9 de cupe, speranța în această poveste. Central aveți Luna, Pești, Drac, Scorpion, evident, am zis de câteva ori, și cineva cu marcaj în săgetător. Marcaj. Luna înseamnă frici. Vă este frică de aceste emoții. Cineva vă oglindiți, îmi pare rău. Asta este. Vă oglindiți emoțional în această situație cu cineva cu care nu sunteți, că de-aia sunteți singuri, nu sunteți, dar visați, nu sunteți împreună, dar toate aceste vise parcă vă și înfricoșează să explorați această lume, mai ales dacă sunteți niște balanțe mai pământene sau mai raționale. Însă, dragii mei, trebuie să învățați să vindecați, să vă vindecați această situație prin care treceți. Vă obligă, într-un fel sau altul, să vă accesați o latura voastră spirituală despre care nu știți și, într-adevăr, cereți ajutorul, pentru că temperanța aici, în acest context, poate să fie personajul la care vă gândiți sau cineva care vă consiliază cum să scăpați de frici și de iluzii în opțiunile pe care le aveți. Unii aveți, într-adevăr, multe opțiuni emoționale. Multe persoane care sunt interesate de voi, dar aceste opțiuni, am zis, pot fi goale. Manifestați transformarea emoțională care să vă aducă mai aproape de dragoste față de voi înșivă. Dacă stați nu prea mult în starea de visare și de confuzie, nu este bine, evident. Nu aveți nicio carte de acțiune. Deocamdată aveți doar cărți care arată meditație, contemplare, eventual, foarte important, echilibrați-vă emoțional în această perioadă, dacă sunteți singuri, în acest, sau când vă veți întâlni cu personajul care vă inspiră. Că cineva clar vă inspiră. Unul dintre voi este... În cazul în care acest personaj nu este un consilier, în cazul în care acest, că evident că e telare colectivă, în cazul în care această temperanță reprezintă pe unul dintre voi, unul dintre voi este mai evoluat spiritual și vă arată această lecție tocmai ca să vă înțelegeți emoțiile. Și posibil aveți marcaj în rac sau în casa a patra, casa a patra, sper că înțelegeți ce zic, da? Acolo unde, pe de-o parte, vă simțiți ca acasă în preajma acestui personaj, dar tocmai faptul că simțiți atât de profund și vă simțiți ca acasă în preajma acestui personaj la care visați, tocmai asta vă și înspăimântă într-un fel. Vă întrebați, da, de ce?
Se poate. Se poate pentru că aveți o legătură karmică, v-ați mai întâlnit în alte vieți. Și dacă aveți marcaj în casa a patra, cu siguranță ați mai fost împreună, ați mai trăit împreună într-o altă viață. Din acest motiv, există și aceste visări, fantezii, reverii, pe care le aveți măcar din când în când, măcar noaptea, în secret, față de ei. Am zis destul. Da, am zis destul. Hai să vedem. Balanță și verbec. O dată, de trei ori. O dată. De două ori. Vă vindecați, cel puțin unul. Nu comunicați, au fost niște răni, trei de spade, dar unul merge spre destinul său, spre transformarea sa, moartea s-a încheiat. S-a încheiat ceva, dar s-a încheiat tocmai ca să vă transformați. Unul merge către stabilitate. Ia. A treia. O dată, de două ori, așa, de trei ori. Vindecare. Trebuie să vindecați această situație. Asta înseamnă steaua. Să vindecați și unul și celălalt. Pentru că sunteți într-o situație în care s-a pus răceala, v-ați separat, simțiți frigul dintre voi. Simțiți frigul. Și ca să nu mai simțiți frigul, trebuie să schimbați, să vă conectați la spiritualitate, să vă recâștigați credința. Că vă veți găsi destinul eventual în altă parte. Au fost niște secrete, au fost niște confuzii. Dar, dragii mei, conectați-vă la intuiție. Vedeți soarele în spatele norilor ca să puteți să mergeți mai departe, să sperați. Însă a fost într-adevăr o separare care consumă pe cel puțin unul dintre voi. Dar ca să sperați și ca să mergeți mai departe, trebuie să vă conectați la intuiția voastră, trebuie să vă conectați la spiritualitate, să vindecați. Și în momentul în care veți face acest lucru, veți putea manifesta toate visele, visurile pe care le aveți în general. Acum, semnul berbecului, valetul de monede, regina de monede și probabil sunteți voi, regina de spade. Foarte posibil între voi doi s-a pus o a treia persoană, semn de pământ sau marcaj de pământ, da? Marcaj de pământ, așa simt, între voi doi a fost într-adevăr sau este chimie, atracție, dar comunicarea nu a fost suficient de matură pentru că valetul comunică, da? Valetul comunică. Este inovativ, este interesant, dar nu este suficient de matur. Regina de spade este în varianta negativă, taie în carne vie sau este glacială, cum am mai zis mai devreme. Nu exprimă compasiune, empatie. Și din acest motiv v-ați pierdut șansele la stabilitate. Regina de monede reprezintă stabilitate, valoare în relație. În acest moment, că poate, eu știu, peste o lună, două, trei, zece, o să fie altfel. În acest moment, regina de monede este invers. Nu aveți stabilitate și, în primul rând, regina de monede vorbește despre valoare. Nu vă vedeți valoarea. Nu vedeți valoarea. Cel puțin unul dintre voi nu vede valoarea celuilalt. Repet, este posibil între voi doi să fi intervenit cineva extrem de materialist. Regina de monede este extrem de materialistă. Că unul dintre voi este extrem de materialist, da? Regina de spade cu regina, că tot e regina de monede. Sau că valetul de monede este așa, iar este foarte posibil în cazul în care nu e a treia persoană. Dar, pentru că și regina de spade și valetul comunică, nu este o comunicare emoțională care să vă crească, care să vă vindece, care să fie empatică. Și regina de monede, dacă era normală, da, aș fi zis că este practică și că hrănește situația și că
Da, nu. Invers e exact opusul. Concentrată doar pe bani. Că o fi a treia persoană, că o fi unul dintre voi, iar poate să varieze. Balanță și taur. De trei ori. Ce nori vin! O dată. Două ori. Aș fi vrut aceste etalări să fie mai scurte, dar se pare că sunt lungi și nu pot să le fac atât de repede. Balanță și taur. Foarte posibil între voi să intervină cineva. Imediat vă zic de ce. La capătul setului de cărți există un rege de bâte. Există pasiune pentru cineva. Posibil semnul de pământ, doi de monede, jonglează între această pasiune sau poate nevoia de a face bani, de a fi întreprinzător, de a avea firma lui și această relație pe care ar putea să o aibă cu voi, da? Acest început. Sau ce ar putea să fie început, neînceput. Ideea este că totuși între voi balanță și taur există argumente, există ambiții, ego. A început ploaia, chiar a început ploaia. Măi, dar ce toarnă? Cine plânge, cine tună? Tună și fulgeră. Da, cam asta e. Trebuie să vindecați această situație pentru că unul vrea să atragă atenția, altul se concentrează pe bani. Acum, haideți să vă arăt cărțile, da? Valetul de spade, magicianul și Marea Preoteasă. Există o magie, dar dacă o exprimați într-un mod atât de lipsit de profunzime, valetul de spade nu are profunzime în exprimare, dar e inteligent, acumulează informații, e șmecher, e simpatic, dar dacă manifestă magicianul, nu poate să devină manipulator. Și vorbesc de niște manipulări pentru că apare și Marea Preoteasă. Marea Preoteasă care reprezintă uneori, reprezintă și secrete. Da? Repet, posibil să apară o altă persoană în preajmă între voi doi și din acest motiv se ține secret această iluzie. E o iluzie între voi. Unul dintre voi încearcă să iasă în evidență. Ce stăran. Și pentru că valetul de spade, să zic, singura carte de aer în acest context, este cu spatele la aceste două arcane majore, foarte intense și foarte... foarte... cum? Misterioase. Amândouă sunt misterioase. Foarte posibil să nu vedeți lucrurile din perspectiva asta, dar, repet, există o magie. Există o magie, există un secret, există un vol de confuzie pe care voi, cu rațiunea voastră, s-ar putea să nu-l sesizați. În acest moment, rămâne de văzut. Dar, repet, între voi și semnul de pământ, există niște contradicții. În felul în care gândiți, în felul în care vorbiți, există un ego. Balanță și gemeni. De trei ori. O dată. Dată. De două ori. Asta. De trei ori. De două ori. Așează-te. Au venit mai multe. Au venit patru. În august. Soarele. Deși afară e soare, central este frig. Între voi doi
Este un frig. Ori treceți prin niște probleme financiare, unii dintre voi, trebuie să învățați să vă echilibrați dacă vreți să meargă lucrurile. După 5 de monede apare un valet de monede. Unul dintre voi trebuie să învețe, da? Să învețe să ofere ceva ca să se echilibreze. În primul rând, să se schimbe, că 5 înseamnă schimbare prin creativitate, prin spiritualitate, prin conectarea la alte resurse decât pământene. Și unul dintre voi trebuie să ofere un ajutor, ceva, o convorbire. Dacă nu comunicați, ar trebui să comunicați ca să se echilibreze, da? Să ieșiți din 5 și să mergeți către 6, echilibru. Și să mergeți 8, iar e mișcare, să avansați către o altă direcție în acest moment. Cândva a fost frumos. Dar în acest moment, da, august, dacă se manifestă pentru voi această tăcere sau dezechilibru financiar sau poate niște probleme fizice de sănătate, încercați și susțineți-vă, da? Că asta face balanța. Interesant că la 6 de monede apare o balanță, susțineți-vă ca să puteți să mergeți și să transformați prin comunicare, comunicarea ține de gemeni, prin comunicare să transformați situația. Să mergeți către nouă, către creștere. La capătul setului de cărți, da, a fost o separare, niște lacrimi, unul s-a consumat foarte mult în această poveste și dacă vreți să refaceți, repet, aveți această șansă, separare, lacrimi, răceală în comunicare, dacă vreți, există acest potențial, comunicați, dar trebuie să comunicați un pic și practic și creativ, da, să aduceți lumină, trebuie să aduceți lumină, dacă asta vreți. Că nu, faceți ce vreți. Dar după turn apare 3 de bâte. Posibil a fost o legătură la distanță pentru unii dintre voi, dar după această separare și aceste lacrimi și această răceală, dacă vreți să vedeți oportunitățile, speranțele, să manifestați speranță, chiar așa la distanță, trebuie să vă implicați, asta înseamnă, să comunicați, să dați telefoane, să fiți practici, să trimiteți acolo un cadou, un gest, ceva, ceva frumos. Balanță și rac. De 3 ori. O dată, așa, suntem. Balanță și rac. De 2 ori. De 3 ori, așa, suntem. Balanță și nebun, interesant. S-a jonglat între două direcții. Dar ia uite, interesant, balanță și rac. Ați fost între două. Acum, ce înseamnă două? Poate să însemne foarte mult. Iar apare doi de bâte. Nevoia de a face planuri. Foarte posibil unul să meargă către un semn de foc. Foarte posibil. Pe care apare racul, da, doi de bâte și soarele. Unul dintre voi. În cazul în care între voi s-a lăsat tăcerea, că s-a lăsat tăcerea, unul își dorește să o ia de la zero într-o altă direcție, să-și echilibreze, să-și facă justiție divină, să-și echilibreze viața, să meargă către destinul său, să-și construiască o nouă relație victorioasă, eventual, care să le aducă fericire, în care se echilibrează soarele și luna, racul și, ia uite și semnul balanței, racul și leul, sau neapărat leul, adică semnul feminin și semnul masculin. Acum, iar semnul balanței, doi de spade, nu comunicați, dar cine vrea, dacă vreți să aveți victorie, 6 de bâte, trebuie să comunicați emoțional. Apare semnul racului, dacă vreți să continuați să aveți victorie în această relație cu racul, trebuie să fiți mai, cum am zis, practicați compasiunea, mai blânzi, mai suavi, mai poetici, da? Nu atât de rațional. Altfel se blochează, vă blocați, mai ales că e quadratură între voi. Dacă vreți să aveți victorie. Dacă nu, rămâneți în această situație în care vă blocați inima, unul dintre voi nu se deschide emoțional și celălalt va merge cu această cupă către altcineva care le atrage atenția, care e victorios, care este mai spumant, mai entuziast, mai interesant. Că se vede un zero, un început, într-o nouă direcție. Acum, evident că mesajele sunt scurte, integrațiile pe unde cum puteți. Dacă sunteți aici, înseamnă că sunteți cu un scop.
Balanță cu leu. De trei ori. O dată. De două ori. Ce să mai zic? Nu-mi place. Of, nici n-am apucat să fac. Trădări. Ori împreună, ori separat ați experimentat multe trădări. Poate au fost niște triunghiuri la locul de muncă. Poate una a fost concentrat pe muncă și mai puțin pe relații. Da? Și celălalt, semnul de foc, a devenit defensiv pentru că s-a simțit izolat. Semnul de foc are nevoie să atragă atenția. Are nevoie să fie în centrul atenției. A fost pasiune, într-adevăr. Dar unul și-a dorit controlul în această situație. Posibil cel care, împăratul este cel care se concentrează, s-a concentrat prea mult pe muncă. Dar trebuie echilibrate lucrurile. Dacă vrei să transformați situația, altfel devine toxică, într-adevăr. Unul foarte posibil s-a concentrat pe bani sau pe altcineva. Posibil triunghi la locul de muncă. Însă, posibil triunghi la locul de muncă. Apare nebunul 0-1. Magicianul și cavalerul de spade. Teoretic ar trebui să fiți voi singurul semn de spade, da? 0. A fost o nebunie. Probabil că unul dintre voi simte că a fost o nebunie. Cel care se simte trădat. O nebunie, un triunghi la locul de muncă. Ia uite, și trăznește. Și uite, așa semnul de foc devine defensiv și se intră într-o separare, răceală, distanță emoțională. 5, casa 5-a aleului. Magicianul este la mijloc. Magicianul. Că o fi un semn de aer, alt semn de aer care v-a atras atenția și v-a distras atenția de la această situație, foarte posibil. Dar unul dintre voi privește în altă parte. Își dorește să o ia într-o altă direcție. Are această credință, are acest soare. Soarele acum în leu, da? Își dorește să meargă în altă direcție pentru că simte că semnul de aer, magicianul, nu corespunde cu ceea ce își dorește. Un mesaj. Asta pentru că au fost niște trădări, da? Niște situații. Dacă totuși vreți să o luați de la zero, da? În această situație și vreți să manifestați un nou început 0-1, posibil, voi, ca și semn de aer, trebuie să comunicați. Vă doriți, și nu doar să comunicați, să comunicați cât mai rapid, altfel rămâneți cu 0. Altfel situația rămâne doar o magie, o iluzie, o impresie. Nu evoluează. Trebuie să comunicați. Dacă vreți să începeți o nouă etapă în relația voastră sau să manifestați ceva în această relație. A trebuit să clarific, dar sunt niște trădări. Este un ciclu care trebuie încheiat. Repet, și semnul de foc este defensiv. Mare grijă, mare grijă cum comunicați. Dacă încercați doar să dați impresia că veți manifesta și că veți reface și că întoarceți, nu e un risc, nu pleca în altă parte, întoarce-te către mine cu mine, poți să manifesti ceva nou. Mare grijă cum comunicați. Pentru că, repet, acest zero este într-o altă direcție, în afara relației. Și cavalerul de spade intră în acest triunghi de cărți, zic, triunghi de cărți. În aceste cărți, în această poveste. Trebuie să comunicați. Cine și-a dorit controlul trebuie să se vindece de această obsesie și pentru bani și pentru control. Acum, balanță și fecioară. De trei ori. O dată. Așează-te. Mura, oprește-te. De două ori. Balanță, fecioară. Așează-te. De trei ori. Mersi frumos. Băi.
voi, dar ce energie aveți? Cred că tot colectivul, de toate zodiile, toate cuplurile sunt în transformare. Mai, mai, mai. Central aveți diavolul, codependență. A fost atracție. O perioadă ați simțit că v-a adus divinitatea împreună, dar în acest moment de la divinitate s-a transformat în codependență, în dependență. Pentru, eventual, semnul fecioare, pentru unii. Asta e semnul fecioare. Numărul 9, 9 de monede. Fecioara are tendința să fie independentă, da? Și voi care sunteți cu relațiile, vorba bine, sau cel puțin așa ar trebui să fiți, probabil că unii dintre voi aveți tendința de a transforma relațiile în codependență. Iar cereți ajutorul, cum am zis mai la început, cereți ajutorul, consilieri pe relații, ca să puteți transforma această situație. La capătul setului de cărți, nici acolo nu e prea frumos. 9, iar 9. 9 de spade. Că sunteți voi, semn de aer, că este 9, semnul fecioare, că apare și fecioara, apar 8 de cupe. O detașare mentală de griji. Fecioara eventual vrea să se separe, o vă singură, privind în altă parte, așa privește, vrea să se separe, așa simt. Că sunteți voi, poate voi aveți acolo Venus în fecioară. Foarte posibil. Dacă sunteți cu Venus în fecioară, vreți să vă separați de această situație care a devenit toxică. Unul are un ego, obsesii pentru bani, altul are obsesii pentru relații, pentru sex, pentru, poate pur și simplu, sunt niște frici, niște adicții, obiceiuri proaste, da? Care îmbolnăvesc într-un fel sau altul pe unul dintre voi. Și atunci, cel care este... care se îngrijorează, se detașează mental de aceste griji și merge într-o zonă de tăcere, iar apare eremitul fecioara, merge ca să, într-o izolare, are nevoie de izolare, de independență, ca să înțeleagă lecția spirituală. Pentru că situația a fost dezechilibrată, am zis unul, posibil a fost mai pasional, poate a fost niște... unul a avut nevoie de aventuri, da? Și celălalt a stat în relație și s-a consumat, da? Au fost niște confuzii, iar... Ia uite, fantezii, confuzii, semnul de pământ și semnul de aer. Un dezechilibru. Este un dezechilibru aici care trebuie cerut ajutorul dacă vreți să-l refaceți. Cândva a fost frumos, dar acum, așa mi-arată cărțile, așa vi le citesc, vedeți unde, în ce zonă a relației voastre, ce trăsnet, ce tunet. Da, tunetul e un mesaj puternic. În ce zonă a relației voastre integrați acest mesaj? Balanțe și balanță. Există? Balanțe și balanță? De trei ori. O dată. Asta? De două ori. Pregătește-te. Șase, de trei ori. Da, știu că există. Da. În acest moment, da, sunteți suflete perechi, gemene. Dar cred că unul dintre voi își dorește pe cineva în semn de foc. Și unul dintre voi încearcă să fugă. Doi de spade, da? Să fugă într-o altă direcție și mai rău își face. O să fii voi două balanțe, dar unul își dorește ceva, altul altceva. Unul dintre voi își dorește să impună controlul. Așa fac balanțele uneori. Dacă vreți să continuați, trebuie să încheiați acest capitol și să vă vindecați, să aveți încredere că puteți să refaceți cuplul și să alegeți cuplul în continuare. Asta pentru că apare totuși un 3 de cupe. Posibil, unul dintre voi să aștepte să vadă într-o altă direcție. Poate printre prietenii pe care aveți să fie cineva care vă atrage atenția. Dar aveți valetul de spade, 7 de monede,
Trei de cupe. Pentru unii, posibil că sunteți împreună de ceva timp, 7 de monede, sau așteptat să se materializeze, să transformați 8 de monede, relație. 8 înseamnă casa 8 a scorpionului, a căsătoriei. Probabil că vreți să transformați unul dintre voi, sau poate amândoi, ați fi vrut să transformați această relație. Și să manifestați un pic mai multă bucurie. Nu doar comunicare, nu doar muncă în grădina voastră, nu doar grija de a vă face, de a investi corect și de a vă face o relație stabilă. Posibil că cel puțin unul dintre voi a așteptat să se manifeste și bucuria. Poate că unii dintre voi sunteți la distanță. Și aștepta să vină celălalt. Dar eu simt mai degrabă că există un potențial printre prietenii voștri, cel puțin pe unul dintre voi să fie atras de altcineva. Cineva care le aduce voie bună, o altă stare emoțională. Altfel, dacă rămâneți doar cu bani și cu spade, atmosfera nu este prea frumoasă. Trebuie să integrați aceste emoții într-un mod. Mai este un alt mesaj. Pentru unii dintre voi care vreți să colaborați, să creați un business împreună, probabil că trebuie să aveți grijă în ce investiți în această perioadă, cum comunicați, cum vă informați în legătură cu aceste investiții, care să vă aducă iar împreună, să vă aducă bucurie. Foarte posibil unii dintre voi vă doriți să investiți în pământ, într-o afacere, vreți să aveți o afacere, da? Și să colaborați ori împreună, ori separat. Ideea este că vreți să faceți bani. Și atunci trebuie să investigați corect, să aveți răbdare, cum investiți, ce colaborări alegeți pentru a vă crea această afacere, această, nu știu, acest proiect, ca să vă aducă bucurie, ca să mergeți către un destin care vă dă stabilitate. Dar pentru asta trebuie să blocați pe cei care vă mint, pe cei care vă țin pe loc. Trebuie să aveți grijă. V-am dat deja două mesaje, vedeți pe fiecare cum le integrați. Nu vreau acum să vă suspectați decât partenerul, partenera, decât dacă într-adevăr aveți dovezi că poate acel mesaj nu este pentru voi, poate este pentru altcineva. Totuși, etalare scurtă, generală și colectivă. Balanță și scorpion. De trei ori. O dată. Asta a vrut? Am văzut-o doar. De două ori. Așa, de trei ori. Balanță și scorpion. Nu comunicați. Central aveți 4 de cupe. Scorpionul să fie supărat pe voi pentru că nu comunicați, nu v-ați deschis emoțional și vă suspectează că aveți pe altcineva, că aveți, că nu aveți voi. Voi știți. Dar dacă nu vă deschideți emoțional în fața scorpionului, evident că s-ar putea să vă suspecteze că aveți pe altcineva și apoi o să fie greu să vă împăcați și să refaceți situația. La capătul setului de cărți aveți un valet de bâte, un 3 de monede și 10 de monede. Foarte posibil și judecata, foarte posibil unul dintre voi să suspecteze că celălalt mai este într-o relație sau poate chiar este într-o relație și aici apare totuși un triunghi. Da? Apare un triunghi, apare și aici 3 de monede, posibil unii dintre voi v-ați întâlnit la locul de muncă. Da? Sau repet, 10 de monede, cineva are casă, dar relație stabilă, apare triunghiul, da? Și aventura sau potențialul, da? Și apoi apare Pluto, renașterea, transformarea, ascultă intuiția, nu se mai comunică.
Asul de spade nu se mai comunică pentru că apare detașare emoțională sau nu se comunică emoțional, cum ar vrea cel puțin o persoană. Trebuie comunicat adevărul. Trebuie comunicat adevărul ca să puteți să... Dar pentru asta aveți un pic nevoie de analiză, de introspecție. Trebuie să comunicați adevărul ca să manifestați, să zic, bucurie, speranță în această lecție spirituală. Da, clar, unul este căsătorit. Dacă vreți să vă căsătoriți, da, trebuie să colaborați, trebuie să munciți într-un mod creativ. Vă dau și cealaltă variantă. Dacă vreți să vă căsătoriți, vreți să rămâneți împreună, da? Vreți să rămâneți împreună? 10 de monede apare și marele preot mai încolo. Vreți să manifestați acest vis? Trebuie să vă iertați, trebuie să colaborați, să munciți. Posibil unii dintre voi, dacă sunteți căsătoriți deja, aveți un copil care necesită finanțări suplimentare. Da. Vă mai dau un sfat. Dacă reușiți să vă deschideți emoțional după acest blocaj, aici este balanța, să alegeți, să conectați la intuiție, nu la rațiune și să oferiți o cupă de împăcare sau pur și simplu o comunicare emoțională, aveți 4 de cupe acestui scorpion care are nevoie de emoții, măi, și profunde. Scorpionii au nevoie de să fuzioneze cu partenerii. Dacă faceți acest lucru, puteți să vă creați stabilitate, să vă mențineți stabilitatea. Altfel cu scorpionii nu se poate. Doar așa, din motive financiare. Da. Așa și așa. Depinde și de voi ce vreți să manifestați în relațiile pe care le aveți. Pentru că dacă vreți doar o relație să fie... Unii acceptă, alții nu acceptă. Balanță și ce era săgetător. A venit soarele la săgetător. De 3 ori odată. Bă, chiar și la scorpion începuse un pic. De 2 ori, așează-te. De 3 ori, balanță săgetător. Turnul. Mami. Nu-mi place. Sunteți într-o separare, turnul, e un trăsnet. E un trăsnet. Un blocaj mental, un stres mental, din care ați vrea să fugiți, ați vrea să ieșiți. Posibil unul este stresat, altul, care o fi acela, altul vrea să fugă. Vrea să fugă de acest stres, de această situație. 8 înseamnă transformare. Aici este un trăsnet, da? Că tot atunat. Acum a venit lumina. Interesant. Unul vrea să fugă către o zonă. Da, ok. Interesant mesajul. Ok, se separă construcția pentru că nu a fost pe planul cel mai bun sau pe terenul cel mai bun. Dar cine? Unul dintre voi s-ar putea să, așa simt, să se streseze în legătură cu această situație, cu acest trăsnet, cu această separare și să nu găsească soluții de reconstrucție și pe când celălalt va căuta o altă construcție, un cort, da, nu la fel de rezistent, nu la fel de impunător, dar pe care se pune într-un fel sau altul lumina. Va căuta lumina într-o altă direcție. Și atunci celălalt stă și își face stres mental. A fost atracție, este atracție într-adevăr, semn de foc, îndrăgostiți, dar trebuie să alegeți. Între confuzii sau consum de energie. Unul se implică mai mult decât celălalt. Așa văd. Unul se implică mai mult decât celălalt, altul creează confuzii. Da.
Pasiune există, a existat, dar ceva s-a întâmplat. Nu v-ați implicat echilibrat în această relație, cel puțin până acum. Da, vă arăt cărțile. Unul minte, unul are tendința să mintă, altul se blochează în această situație. Trăznet, Uranus. Poate aveți Uranus în săgetător, dragii mei, unii dintre voi, dacă sunteți mai tinerei. Teoretic se putea crea stabilitate, dar din niște motive cineva fuge de responsabilități, de transformarea mentală de muncă, da? Ok. Balanță Capricorn. De trei ori. O dată. Așa o să te... De două ori. Balanță Capricorn. De trei ori. Ok. Lună. 8 de spade. 9 de băte. Lacrimi. În primul și în primul rând. Lacrimi. Rețineri. Constrângeri. Tradiționale. Unul dintre voi este extrem de tradițional. Poate a fost și o căsătorie între voi doi. Și celălalt a căutat atenția într-o altă direcție. Într-o altă direcție. S-a ajuns la lacrimi. La supărări. Cum? Depinde. Poate să fie Venus în Scorpion. Poate aveți unul dintre voi Venus în Scorpion. Da? Asta pentru că se spera că veți fi un cuplu de forță. Ete și n-ați mai fost. Se spera. Acum aveți lună, 8 de spade, 9 de băte. Lună, secrete, misteri, frici emoționale, iar frici emoționale, iar poate să fie balanță foarte bine care își face gânduri. Poate să fie și scorpion, cineva cu marcaj acolo, lună în scorpion, iară simt, sau marcaj pe scorpion. Chiar dacă vorbesc de Capricorn, eu vorbesc de alte aspecte planetare. Deci, frici emoționale, secrete, mister, neînțelegeri, cel puțin. Unu, nu-și înțelege partenerul. 8 de spade, nu găsi soluție la această situație în care sunteți. Luna poate să reprezinte și casa, a patra, casa. Au fost niște situații, lacrimi, repet. S-a dorit un cuplu puternic, tradițional, puternic tradițional, semn de monede, să zicem, poate a fost și o căsnicie, dar dacă vreți victorie, trebuie lucrată, trebuie lucrată, dar nu prea văd. Cred că unul dintre voi se va duce către un semn de apă. Unul dintre voi se va duce, dacă nu chiar s-a dus, către un semn de apă, cu care poate să facă altfel de căsnicie, 10 de cupe, dar dacă ați fost într-o căsnicie sau într-un cuplu, n-a mers. După 8 de spade apare 9 de băte. Un personaj, probabil bărbatul, dar nu obligatoriu, a tras, a încercat să mențină, situația, a trecut prin multe, dar este momentul să învețe să pună, să blocheze, da? să blocheze teritoriul. Până se reface nouă, e o încheiere de ciclu. 8 înseamnă transformare mentală în această situație plină de secrete. Voi nu vă înțelegeți în acest moment. Emoțional, mental nu vă înțelegeți. Și, repet, au fost dezamăgiri. Unul a fost mai crispat, unul nu s-a deschis. Celălalt, da? Poate ați fost concentrați prea mult pe acest cuplu puternic, da? Care dă bine în societate și totuși ați pierdut alte aspecte ale relației voastre. Ce căutăm? Balanță cu vărsător. De trei ori. O dată. De două ori. De trei ori, așează-te. Transformare. Unul vrea să pună capăt la o căsnicie și să renască într-o altă direcție, care aduce vindecare, da? Vindecare, vindecare.
Dar cineva este trecut prin foarte multe răniri, da, și vrea vindecare, consiliere, cum a zis, cereți ajutorul. Consilierul, cavalerul de cupe și vindecătorul. Și vindecătorul e consilier, ia. Cineva își dorește într-o altă direcție, ceva nou. Sau, dacă vreți în aceeași direcție, aveți mult de lucru, mult de transformat, trebuie să transformați radical această situație. Radical trebuie transformată. 10 de cupe a fost o iluzie, poate a fost și o căsătorie pentru unii dintre voi, dar dacă a fost frumos cândva, între timp, în acest moment, apare luna august, să zicem, semnul leului, dar transformare. Transformare apare și la 8 de spade. Trebuie să transformați niște, un fel de a gândi. Un fel de a gândi. Transformare apare și la moarte, apare și la judecată. Repet, dacă a fost o căsnicie, posibil cineva își dorește o căsnicie cu alt personaj. Că sunteți voi, că sunt iar cineva, voi vă știți situația mai bine, pentru că sunt doar 3 cărți. Dar este nevoie mare, mare de transformare. Trebuie să învățați, ha, interesant. Dacă vreți să manifestați, dragii mei, un cuplu puternic, trebuie să vă temperați instinctele, pornirile, ego-ul și să creșteți spiritual. Și interesant că această carte are numărul 8, aici avem 8, iar transformare, apare scorpionul, apare judecata, trebuie să vă transformați mental. Și unde vreau să ajung? Acest cuplu de forță se poate manifesta într-adevăr frumos, că aceasta e cea mai puternică carte, puteți manifesta un cuplu ideal dacă vă transformați mentalul, dacă învățați să gândiți pozitiv. Dar e ușor de spus, greu de făcut. Unde am ajuns? Balanțe și pești. Balanțe și pești. De 3 ori. Balanțe și pești. O dată. Balanță și pește, așa să te... De 2 ori. Nebunul. Sunt prea multe. Ce vreau să zic? Au fost secrete, au fost fantezii. Este nevoie de schimbare. Puf. Așa scurt mesaj. Secrete, frici emoționale, fantezii și nevoia de schimbare. Ok. Și te deau încheiere de capitol. De 3 ori. Nebunul, 10 de monede și 4 de spade. Că sunteți voi, că sunt ei, iar. 4 de spade, cineva care se vindecă, care încearcă să-și pună în ordine gândurile. Dar central este 10 de monede. 10 de monede. Că unul dintre voi este căsătorit sau se concentrează pe bani, foarte posibil, da? Foarte posibil. Central să fie nevoia de stabilitate, de a crea abundență într-un cuplu. La locul de muncă, prin banii pe care îi face, cineva își dorește foarte mult echilibru, echilibru financiar și e dispus să muncească. Celălalt este concentrat mai mult pe o latură fizică, pasională și uite așa se creează conflict. Apare un ego, ego, conflicte mentale între voi și pești. Se întârzie o manifestare. Dar, dacă vedeți această întârziere dintr-o nouă perspectivă, puteți să oferiți valetul de monede, 4 de monede, să oferiți stabilitate sau să oferiți ceva tradițional ca să puteți manifesta victorie, o relație de lungă durată cu acest personaj. Chiar dacă sunt conflicte, sunt bârfe, într-adevăr, sunt bârfe o grămadă. În preajma acestei situații, nici voi nu înțelegeți anumite atracții, anumite
stări pe care le aveți în preajma lor. Dar dacă vreți să ajungeți cândva la acest as de spade, as de monede cu regina de cupe, semnul peștilor, trebuie să înfruntați multe lupte, concurență, probabil că mai este dorită de acest personaj, bârfe, părerile prietenilor, care nu contează foarte mult. Și trebuie să oferiți comunicare care aduce stabilitate. Ceva tradițional, repet, dacă vreți să manifestați acest lucru. Altfel, veți manifesta întârzieri pentru că unul dintre voi are un ego imens, unul dintre voi se manifestă mai mult fizic, își manifestă mai mult pasiunea, pe când celălalt își dorește, ia uite, 8 și cu 1, 9, independență financiară. Bănuiesc că femeia își dorește independență financiară, este, muncește pentru această independență, pentru că central este 10 de monede. Își dorește să lase ceva în urmă, o persoană. Și ce își dorește? Această persoană care muncește pentru a-și păstra valoarea, pentru a-și crește valoarea, ce își mai dorește? Își dorește și un partener cu care să susțină această valoare și această muncă. Dacă voi vreți să vă implicați, pentru că apare un zero, implicați-vă. Dar văd că deocamdată încă stați într-o, unii dintre voi, meditați, vă gândiți. Poate au fost niște răni, acel ego, dar 5 de spade. Poate au fost o comunicare, un joc mental, jocuri mentale între voi. Meditați, învățați, ca să înseamnă eremitul, varianta mică, învățați, luați sabia dreptății pe care am văzut-o mai încolo, da? Luați sabia dreptății, oferiți acest nou început practic, dacă vreți ceva cu acest semn al peștilor. Altfel, începutul pe care l-ați manifestat va rămâne în suspans, pentru că unul dintre voi central își dorește stabilitate financiară. Repet, poate unul dintre voi este căsătorit și este teamă să riște sau într-o relație cu un semn de pământ sau o relație stabilă și este teamă să riște și stă și se gândește că dacă risc o să mă rănesc, dacă nu risc chiar o să mă rănesc. Cum o dai, nu-i bine. Însă, repet, dacă vreți să manifestați de la zero această relație și să manifestați echilibru și succes financiar și nu doar, munciți, manifestați valoare față de parteneră, manifestați încredere în voi și încredere și schimbați, că 5 înseamnă schimbare, conflictele mentale. 4, 5, schimbați. Vedeți lucrurile dintr-o altă perspectivă, nu din perspectiva ego-ului. Da? Vedeți lucrurile dintr-o altă perspectivă ca să puteți manifesta stabilitate, adevăr, o nouă relație, repet, să oferiți cheile la această moștenire pe care o puteți crea, dar, repet, în anumite, cu regina de cupe, în anumite condiții în care luptați cu concurența, da? Luptați, cavalerul de spade poate să lupte foarte bine, da? Este un bun luptător cu concurența, cu prietenii, cu familia, cu bârfele, ca să manifestați acest cuplu divin. De care, la care unii doar visați. Visați că veți fi împreună, da? Dar, pe de-o parte, sunt și frici, nu doar vise. Ia uite. Semnul de aer, fără supărare, are tendința să fie ca manipulator, are niște obsesii acum, pentru această iluzie poate să fie. Dar schimbați, da, această perspectivă și manifestați ce am zis mai devreme. Cam atâta este. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală. Pa, pa! Pa!